încercăm să facem un vin, să spunem, cât mai aproape de natural, dar bineînțeles fără tehnologii moderne, cum aveam odată condițiile de acasă, nu reușesc să facem, adică fără fermentare controlată, în recipiente de inox cu o igienă foarte bună, nu reușesc să scoți o calitate adecvată pentru vinul premium și super premium cu care suntem prezenți în Horeca la momentul acesta. O cramă de familie care lucrează aproximativ 21 de hectare, situată în periferia orașului Murfatlar, mai exact în satul Siminog, la circa 20 de kilometri de orașul Constanța. Noi am primit foarte multe premii în ultimii ani, atât la concursul internațional din București la Vinarium, dar și la Balcan International Wine Competition la Sofia, la concursurile internaționale consacrate, cum ar fi Chardonnay du Monde, Sauvignon du Monde, Mondial de Bruxelles. Acest produs Lieto, pe care l-am folosit prima dată anul acesta de la partenerul nostru Chemarc din zona Dobrogei, a fost o alegere susținută de două argumente. Una pentru faptul că el are atât o acțiune de sistemie locală datorată substanței active cimoxanil, dar și o acțiune de contact prin produsul zoxamidă. Și în felul acesta cumva are atât efect curativ, dar și preventiv. În ultimii ani, în urma intrării în Uniunea Europeană, unele produse au fost interzise, așa cum bine știți, și atunci a trebuit să ne reorientăm de la un an la altul, să căutăm produse noi, care să facă față, să vină să reziste la bolile noi, care și ele la rândul lor au devenit tot mai agresive în ultimii ani, și atunci a trebuit să căutăm produse atât cu acțiune sistemică, cât și cu o acțiune de contact asupra viței de vie. Este primul an de folosință, noi suntem foarte mulțumiți la momentul acesta, ales comparativ cu anul trecut, când am avut mari probleme cu atacul de mană, și îl recomand cu încredere tuturor colegilor din branșe. Eu consider că este un produs cu un raport corect preț-calitate pentru atacul de mană. De asemenea, am observat că după una dintre puținele ploi, care a fost de în jur de 6-7 litri pe metru pătrat, atât strugurii care nu ajunseseră direct tratamentul pe ei arătau bine. Asta înseamnă că chiar dacă n-a ajuns produsul, faptul că are o acțiune sistemică, acesta a acționat inclusiv pe strugurii pe care n-a reușit să pătrundă substanța, care erau cumva mascați de zona foliară a viței de vie. Faptul că ploaia n-a spălat acest produs, asta cumva mi-a demonstrat că a fost o alegere reușită. Acest produs are undeva o doză de 400 de grame la hectar și, cum vă spuneam, acționează și printr-o sistemie locală, dar și prin contact la nivelul aparatului foliar. Recomandarea Chemarc și a producătorului este că acesta se poate folosi la primul tratament atunci când lăstarii sunt de 7-15 cm și înainte de compactarea ciorchinilor. Are și un efect secundar atât pentru putregaiul cenușiu, cât și pentru putregaiul negru, ceea ce eu consider că este un mic avantaj, adică pe un cost la hectar reușești să acoperi și niște riscuri secundare pe alte boli în afară de mană.